Citim pentru început din două locuri, epistola lui Petru, de unii fratele Tite a citit, citim versetul 7 din capitolul 1 și versetul 8. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Și mai citim două versete din Tit, epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, versetul 13. Tit, capitolul 1, versetul 13. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătos și în credință. Și versetul 2 din capitolul 2 spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși și în credință, în dragoste, în răbdare. Amin. Binecuvântat să fie Domnul pentru harul care îl avem să fim împreună la acest timp de părtășie și dorim câteva minute să medităm puțin chiar și la ceea ce am avut toată săptămâna și să concluzionăm câteva gânduri pe care vrea să putem să plecăm și în acest an pe care noi l-am început. Știți, este nevoie în fiecare dată să ne mai verificăm cum stăm cu sănătatea biologică și când apare câte o răceală, câte o gripă, câte o tusă, imediat parcă ne întrebăm, nu cumva e COVID, nu cumva e problemă, dar tot atât de bine ar trebui să ne cercetăm și să ne evaluăm și starea sănătății noastre spirituale. Și una din problemele cu care ar trebui mereu să ne verificăm este credința, să fim sănătoși și în credință. Și e un început de an și cred că fiecare ne dorim să fim sănătoși. Ne urăm adesea multă sănătate, dar poate în această zi dorința fiecăruia și aș vrea să fac această orare, fiți și să fim sănătoși în credință. Diavolul atacă foarte mult credința într-o vreme ca aceasta. Nu ne e timp să intrăm în multe detalii, dar știți ce urmărește diavolul? Să piardă credința în Dumnezeu. Și a reușit la mulți. Ne rugăm ca în anul 2021 credința noastră să crească, nu să scadă. Știți, pe vremuri era termometru credinței. Puneam noi prin adunările mici pe unde umblam credința în creștere sau în scădere. Domnul să ne ajute în anul acesta credința noastră să crească. Amin? Să fim sănătoși în credință. Știți, spunea fratele Iosif de un început. Și credința are un început. Nu ne naștem în credință. Pavel spune în Romani, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma auzire. Și auzirea vine prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai aducem toți aminte când a sălășuit credința aici în inimă, momentul când am auzit Evanghelia, am dat voie cuvântului să ia loc în inimile noastre și Evanghelia a sălășuit această credință. Asta a fost în început. De aici încolo, credința noastră trebuie să fie mereu în creștere, dar timpul nu ne încape să intru în toate detaliile și aș vrea să împărtășesc două gânduri. Unu, cum se poate îmbolnăvi credința sau descrește sau cum poate să dispară credința, parcă fără să-ți dai seama. Și al doilea gând, cum putem într-o vreme ca aceasta așa de grea, foarte grea, când credința celor mai mulți este în scădere. Cum poți să ai o credință adevărată? Cum poți să crești în credință? Cum poți să fii sănătos în credință?
Primul gând pe care vreau să-l spun, unu, credința se îmbolnăvește sau poate să dispară atunci când se fac compromisuri în viață, când păcatul poate să ne domine viața. Așa o zice, spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și tot în 1 Timotei mai amintesc un verset, capitolul 3, versetul 9, și să păstrezi taina credinței într-un cuget curat. Mare grijă și cei tineri și cei care suntem mai în vârstă, frați și surori, credința are un teren prielnic, crește, se menține sănătoasă când cugetul este curat. Când cugetul se murdărește, credința începe să pălească, începe să scadă, chiar și să dispară. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, anul 2021, să avem grijă de cuget, de inima noastră, partea din lăuntru. Solomon spune așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Mare grijă! Momentul când începi să faci compromisuri, în momentul când începi să spui că păcatul nu-i păcat, în momentul când începi să faci amestecuri, credința începe să scadă. Să ne ajute Dumnezeu în anul acesta să păzim cugetul. Cum păzești cugetul, ai păzit și credința. Cum ți s-a murdărit cugetul sau mi s-a murdărit cugetul, nu mă mai mustră cugetul, înseamnă că credința începe să scadă, să dispară. Știți, nu uităm un lucru, ce încredințăm cugetului nostru. Să nu uităm că, aș putea spune, jalonul sau dreptarul rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Nu după mentalitate, asta e păcat, nu, așa ni se pare, au spus un nu. Ce răspune cuvântul, să rămânem la cuvânt și Domnul să ne ajute. În al doilea rând, Domnul Iisus, când era pe pământ, spunea lucrul acesta. Așa că dacă astfel îmbracă Matei 6:30, Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor. Nu vă va îmbrăca cu el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați când ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Spune mai în continuare, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Credința se poate îmbolnăvi prin acumularea de multe îngrijorări și frământări. Mai ales în vremea în care trăim, diavolul are șansa și tendința să ne umple capul și inima de îngrijorări. Nu vă îngrijorați. Auziți, spunea Domnul Iisus în îndemnul la veghere, să nu se da inima cu mâncări, cu băuturi, să se îmbibe, dar nici cu îngrijorările vieții acesteia. Îngrijorarea este o formă de necredință. Și adesea noi încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu îngrijorându-ne, frământându-ne. Ce vom face? Cu ce vom trăi? E pandemie, e greu, da, pensiile mici, nu-i de muncă, nu-i cu tare, și problema școlilor, a copiilor, a elevilor, toate parcă le strângem și ne îngreunează viața. Frați și surori, Domnul a spus, aruncați asupra lui câte? Toate îngrijorările. În momentul când nu poți dormi noaptea din îngrijorare, asta înseamnă că ai început să scazi în credință. Ce mare har! Despre Lutie se spunea că a ieșit într-o zi, într-o seară afară, se uita la stele, la cerul înstelat, la luna care strălucea în mintea lui, era așa de multe îngrijorări și frământări că nu putea dormi. Și a ieșit un pic să se uite la stele și a zis, ce neînțelept sunt.
Doamne Dumnezeule, Tu și așa nu dormi noaptea asta. Ia asupra Ta toate problemele mele și eu mă duc să mă culc în liniște. Domnul să ne ajute să aruncăm, nu câte ceva, toate frământările. Ce te frământă? Aruncă asupra Lui. Frământările, îngrijorările pot să-ți scadă intensitatea credinței, pot să-ți îmbolnăvească credința. Domn, tot pe în vremea Domnului Iisus, când era pe pământ, spunea Domnul Iisus în acea experiență a ucenicilor pe mare, Marcu 4:40, apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși, tot n-aveți credință? Și Domnul spunea în Ioan 14:1, aveți credință în... să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Frica, teama poate să ne distrugă credința. Ucenicii erau cu Domnul pe mare, a văzut atâtea minuni, atâtea semne și totuși marea i-a pus în derută. Au strigat de frică, nu-ți pasă că perim. Domnul s-a sculat, a mustrat mare, a mustrat vântul, a făcut liniște mare și apoi a zis, unde vă este credința? Tot nu credeți? Frați și surori, frica poate să ne distrugă credința, teama, mai ales pandemia asta, parcă credința noastră a mai scăzut în intensitate. Domnul să ne ajute să ne încredem în El. David spunea în Psalmul 23, chiar dacă voi trece pe unde? Prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Tu ești cu mine, slăvit să fie El. Avem un Dumnezeu care ne garantează prezența. Sunt cu tine, iată, eu sunt cu voi în toate zile. Domnul să ne ajute să ne agățăm de această promisiune așa de minunată. El e cu noi, de ce să ne fie frică? Dacă El e lângă noi, în noi, de ce să ne temem? Să ne ajute Domnul, 1000 să cadă lângă tine, 10.000 la dreapta ta, rămâi încredințat și încredințat, că nu ni se va întâmpla nimic decât tot ce El hotărăște și îngăduie. Amin? Era Elisei la Dotan împreună cu slujitorul lui și când s-a sculat slujitorul dimineața, a zis, ah, Domnul meu, suntem pierduți. Armata siriană a înconjurat cetatea să-l prindă pe Elisei și pe slujitorul. Și Elisei a zis, nu te teme, mai mult sunt cu noi decât cu ei. Și apoi s-a rugat, Doamne, deschide ochii să vadă. Și ce a văzut? Când i-a deschis ochii slujitorului, muntele din față plin de cai și de care de foc. Doamne, ajută-ne să ne încredem în El. De ce să ne temem? Domnul să ne binecuvinteze în acest an cu multă credință, să nu ne fie frică de nimic. Chiar dacă vine moartea, moartea este un transfer dincolo. De ce să ne teme? Să ne ajute Domnul să rămânem tari în credință. Apropii de încheiere cu două gânduri pe scurt, în primul gând, cum se poate îmbolnăvi credința sau scade în intensitate, auzi ce spune Pavel, 1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Materialismul poate să ne îmbolnăvească credința. Iubirea de bani. Nu banii e o problemă, iubirea de bani. Și veți spune unii, frate, dar noi suntem săraci, amărâți. Nu, dar știți că și săraci și bogați iubesc banii. Nu numai o categorie, toți avem tendința aceasta. Nu uităm, materialismul poate să ne distrugă credința și trăim vremea aceasta. Domnul Iisus a spus, dacă aveți ce mânca și ce vă îmbrăca, când? Astăzi, vă este de ajuns. Acum, nu, Biblia nu încurajează lenevia. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Numai să avem grijă să nu depășim dunga roșie dincolo. În momentul când ajungi să spui că nu mai ai timp, ni s-a spus să citim Biblia într-un an de zile și unii spun, da, când, frate, n-am timp. Când e vorba de adunare, nu-i timp.
Când e vorba de o vizită, nu-i timp. Când e vorba de rugăciune, nu-i timp. Mereu avem dictonul, n-am timp, n-am timp. Știi? Când ai depășit linia dincolo și nu mai ai timp de cele spirituale, asta înseamnă că ai intrat în iureșul materialismului. Și asta poate să te ducă la cădere, la căderea din credință. Unii au căzut din credință și s-au și străpun cu o mulțime de săgeți. Frați și surori, trăim vremea aceasta a materialismului, când unii pot să cadă din credință, ne mai având timp de cele spirituale. E un subiect destul de important, nu e timp să intrăm în detalii. Dorim în anul 2011 să nu uităm, să păstrăm linia aceea frumoasă, partea aceasta pozitivă, să nu cădem în partea negativă, în materialism. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin? Mă încă un gând pe care vreau să-l amintesc. Credința poate să ajungă la un moment dat, sau dacă n-ai plecat cu un start frumos, cu un început frumos, să ai doar o formă de credință. Și auzi ce spune Pavel în 1 Timotei 1:5, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Diavolul este diplomat, expert în imitație și foarte mult imită astăzi. Știți, să ai o credință de imitație, de paradă. Trăim într-o țară zis creștină. Avem tot ce vrem în țara asta. Unii consideră că România este campioană la credință și la religie. Nu, a ce folos că credința asta numai de sărbători, de paradă. Diavolul are tendința să imite, să-ți dea o imitație de credință, dar să nu fie credința adevărată, o credință prefăcută. Știți, eu veneam odată, nu de mult, anul trecut sau dar de la o evanghelizare din Heleșteni și pe drum între Heleșteni și Ruginoasa, o mașină făcea din mână șofierul, oprit puțin mai încolo, a venit la mine șofierul, dădea să vorbească așa niște cuvinte mai greoaie, părea că-i turc și a zis că-i turc. Și a zis, domnule, nu mai am mai benzină să ajung decât numai în prima localitate, și a scos un ghiul de pe deget și a zis, domnule, 200 de lei are atâtea carate, a spus. Domnule, nu-mi trebuie, n-am ce faci. În genunchi a pus, te rog, nu mă lăsa, n-am unde să mă duc, te rog frumos. Și a pus ghiulul pe el. Ce să fac eu cu ghiulul lui? Și i-am dat 100 de lei ce aveam să-și vână și m-am dus cu el la cineva să-l... Și a zis, domnule, este imi? N-are nicio carată, zice. Dar știți, astăzi diavolul are mult tendința să facă imitații. Mare grijă! Dacă n-ai un start de plecare în credință, poți să ai credință de paradă, de duminică. În rest, mare grijă! Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. Domnul să ne ajute să nu avem o credință de imitație. Închei cu al doilea gând pe scurt. Cum poți să ai o credință sănătoasă? Unele lucruri s-au amintit și săptămâna aceasta care a trecut. Auzi ce spune Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să lea ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Vrei să ai o credință sănătoasă? Ascultă în totul, totului tot de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă! Credința trebuie să fie ascultătoare. Unii spun, frate, dar cine poate asculta? Cine poate împlini chiar totul? Unii răstălmăcesc cuvântul după încredințările lor. Vrem să rămânem și anul 2021,
la ce spune cuvântul. Amin? Nu ce spun unii sau alții. Vrem să rămânem. Avram a ascultat. Nu știa unde se duce. Nu știa unde va ajunge. A ieșit din țara în care era și a plecat spre necunoscut. De ce? Pentru că a crezut în Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem o credință ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi în fiecare zi cultivă credința. Așa cum spune Pavel lui Timotei, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, etc. Iar în 2 cu 22 spune, fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, etc. Frați și surori, credința se cultivă. Vrei să ai o credință sănătoasă? Seamănă, cultivă. Știți, experiențe înseamnă. Avram a avut experiențe cu Dumnezeu, ceilalți oameni al lui Dumnezeu au avut experiențe. Dacă ar fi fiecare dintre noi astăzi să ne povestim o experiență din anul 2020, ce experiență ai avut cu Dumnezeu? Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și veți vedea, frați și surori, credința se cultivă. Dacă noi suntem credincioși, trebuie să trăim prin credință. În fiecare zi să avem experiențe cu Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În al treilea rând, Pavel spune tot lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și prin care ai făcut acea frumoasă mărturie înaintea multor martori. Iar își încheie a 2 Timotei, capitolul 4, Pavel, cu acea expresie frumoasă, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Credința are nevoie de apologet să o poată să se o păzi, să o poată, aș putea spune, mereu ține curată. Frați și surori, trăim într-o vreme când unii își vând credința pe nimic. În ziua aceasta, nu uităm, am primit de la înaintașii noștri credința. Cum? Prin luptă, prin multe necazuri, prin multe încercări. Și astăzi unii plătesc cum pentru credința lor. Sunt așa de multe țări, peste 40 de țări în care frații noștri sunt prigoniți și rămân în picioare. Chiar dacă sunt condamnați la moarte, chiar dacă sunt condamnați la munci silnice pentru pe toată viața, rămân în picioare. De ce? Își păstrează credința, luptă pentru credința. Să ne ajute în 2021 să fim apologeți ai credinței, să păstrăm credința așa cum am primit-o și să o ducem mai departe, să putem să o predăm la ștafeta credinței, la cei care vin în urma noastră. Amin? Domnul să ne ajute. Apoi, un al patrulea gând, credința crește lucrând. Cum spune Pavel Tesalonicenilor, capitolul 1, versetul 3, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Credința crește, se menține sănătoasă lucrând, să faci ceva pentru Domnul. Când nu faci nimic, când ești spectator în adunare, când vii și faci alte lucruri în adunare, ai nu crezi. Ce faci tu când vii la adunare? Ce faci tu în cursul săptămânii și ce fac eu în cursul săptămânii? Lucrezi pentru a credința să crească? Dacă nu lucrezi, dacă nu fac ceva, credința stagnează sau este în descreștere? Făcând o evaluare, 2020... credința mea a dumneavoastră a crescut sau a scăzut? Cât am lucrat pentru El? Și Domnul ne cheamă să fim lucrători împreună cu El, nu șomeri, nu spectatori, nu în concedii de odihnă și așa mai departe, ci fiecare să lucrăm la înaintarea credinței noastre. Mă apropii de încheiere, credința are nevoie de hrană. Și spunea și fratele Iosef, fratele Titi, dacă vrei să ai o credință sănătoasă, hrănește-o. Auziți ce spune Pavel lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței. Cu ce te hrănești în fiecare zi?
Hrănești credința? Dacă nu o hrănești, ea va slăbi, va muri. Hrănește-o nu cu telenovele, nu cu filme, nu cu muzică de aceea, hrănește-o cu cuvântul lui Dumnezeu. Hrănește-ți în fiecare credința. Dacă nu o hrănești, ea va fi în descreștere, va slăbi și va ajunge moment dat să nu mai ai credință. Zilnic, puneți, aia să fie un angajament, să fie o disciplină spirituală. Dacă nu-ți hrănești credința, n-ai cum să crești în credință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Apoi, credința crește și rămâne sănătoasă privind la căpetenia credinței. Așa cum spune autorul epistolei către evrei, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, adică la Iisus. Frați și surori, ținta credinței noastre este Domnul. Domnul Iisus nu-i căpetenia credințelor. Domnul Iisus este căpetenia credinței. Nu-s mai multe credințe, diavolul a născut și multe. Pavel spune în Efeseni, un singur Dumnezeu, o singură credință, nu-s mai multe, dar să nu uităm, momentul în care vrei să ai o credință sănătoasă, în valuri, în furtuni, în necazuri, țintă la Iisus. Petru era pe mare când a văzut pe Domnul că vine pe valuri și a zis, Învățătorule, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe valuri. Și Domnul a zis, vino. Și Petru coboară din barcă, face câțiva pași pe valuri chiar, dar un moment dat începe să se afunde și strigă, Învățătorule, scapă-mă! Și Domnul zice, puțin credință, de ce te-ai îndoit? Ce s-a întâmplat cu Petru? N-a mai privit țintă la Domnul Iisus, ci a privit la valuri. Când privești la valuri, la pandemie, la furtuni, la încercări, începi să slăbești în credință. O să ne ajute Domnul în 2021, ținta noastră să fie Domnul Iisus Hristos, la El să privim ținte și așa vom putea să rămânem în credință. Și Apostolul Iacov zice, credința se dovedește prin faptele noastre. Dacă va zice cineva, tu ai credință și am fapte, arată-mi credința ta fără fapte și îți voi arăta credința mea din faptele mele. Frați și surori, credința poate să crească prin fapte. Faptele nu mântuiesc, e adevărat. Noi suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus, dar faptele dovedesc ce credință avem. Noi nu avem aici o etichetă, scrie credincios, nu. Dar ceea ce fac în fiecare zi, dovedesc ce credință am și ce credință aveți. Să nu uităm, credința are, aș putea spune, o soră care are nevoie de ea mereu, să fie dovedită prin fapte. Așa cum spune și Petru, în a doua Petru, capitolul 1, dar fiecare treaptă să unim cu credința noastră fapta. Doamne ajută-ne să nu uităm, în fiecare zi trebuie să dovedim că suntem credincioși prin faptele noastre. Și încă un gând cu care și fratele Tite a amintit și am citit versetul acesta, credința se menține sănătoasă în cuptor, prin încercări, prin necazuri. N-ai cum să nu ne sperie necazul, nici pandemia, nici boala, nici încercările, nici lipsurile. Știți, sunt bune pentru ca credința noastră să iasă mai curată, să strălucească mai mult. Să spunem câteodată, vei spune, frate, dar te poți bucura de necazul, nu de necazul, să te bucuri în necaz. În necazul poate să ne ajute ca credința să iasă mai strălucitoare. Vă amintiți de cei trei tineri în cuptor? Nebucadnețar a spus, vă mai dau o șansă, aruncați-vă la pământ. Și a zis, Dumnezeul nostru ne va scăpa și chiar dacă nu ne va scăpa, noi nu ne închinăm. Cuptorul de 7 ori încălzit, aruncați în cuptor ăia care aruncă mor în fața cuptorului. Când se uită Nebucadnețar în cuptor, s-a speriat și a strigat la căpetenii sale, n-am aruncat noi 3, dar acum sunt 4 în cuptor.
Și unul seamănă cu un fiu de Dumnezeu, așa era vocabularul lui. Frați și surori, credința în cuptor strălucește cel mai tare. Au ieșit afară din cuptor niciun miros de fumăcar. Nu uităm un lucru. Dacă cei trei tineri, dacă cei Daniel în groapa cu lei, dacă alți oameni au strălucit, știți de ce? Pentru că au trecut prin cuptorul suferinței, prin necazuri, prin încercări. Cuptorul e bun. Să nu cârtim când ajungem la el. Să nu șovăim. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem statornici în credință. Știți, Iov, când om neprihănit, dar când termină suferințele, când termină încercările prin care a fost trecut, auzi ce spune Iov. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Doamne, mă pocăiesc. Credința lui Iov a adus curățire, a adus sfințiri și Dumnezeu se laudă în continuare cu un asemenea om. Domnul să ne binecuvinteze. Credința are nevoie de aceste lucruri. Să ne ajute Domnul ca în anul 2021 să creștem în credință. Vă doresc la toți și la cei tineri și la frați și surori să fim sănătoși în credință. Când cei mai mulți scad, se îmbolnăvesc, credința în discale de dispariție, facă Dumnezeu ca Biserica Betel să crească în credință. Amin.